Conducerea primăriei Roman a avut o întâlnire cu vânzătorii de mărțișoare, cu care s-a stabilit o serie de reguli ce vor trebui respectate pe perioada în care se vor vinde aceste mărțișoare. Vânzătorii ambulanți vor trebui să respecte exigențele impuse de municipalitate de amplasarea unor corturi de culoare albă și albastră care să respecte regulile minime ale unei civilizații urbanistice. O altă activitate pe care am avut-o săptămâna trecută a fost o întâlnire cu comercianții de mărțișoare. Am stabilit perioada în care să se desfășoare această activitate. Este vorba între 22 februarie și 8 martie. Ca de obicei, vom încerca să le oferim spații pe trotuarul de lângă Femina, acolo unde romașcanii sunt obișnuiți cu prezența acestora în perioada mărțișorului. Cu ocazia acestei întâlniri am convenit de comun acord ca încetul cu încetul, sigur nu le pot impune chiar din primul an, dar în perioada următoare, pe măsură ce își vor cumpăra corturi noi, să avem totuși un paletar format doar din două nuanțe. Le-am cerut să-și cumpere corturi albe sau albastre pentru a avea și din acest punct de vedere un comerț civilizat și care să nu arate prea urât. E până la urmă și în interesul lor, pentru că dacă aspectul comercial este bun, cu siguranță le vor crește și vânzările. Este știut că în ultimii ani vânzarea ambulantă de mărțișoare se făcea cam la fiecare colț de stradă pe tarabe improvizate care dădeau un aspect dezolant de țigănie autorizată și amplasată în buricul târgului. De regulă, vânzătorii ambulanți de mărțișoare sunt cam aceiași, care la târgurile organizate și în bâlciun anual vând tot felul de nimicuri.